Sofia, fetița căreia nu-i plăceau legumele. O poveste cu gust. A fost odată o fetiță pe nume Sofia. Sofia era foarte mofturoasă și avea o mare problemă. Nu-i plăceau deloc legumele. De fiecare dată când mama ei îi punea pe masă brocoli sau morcovi, Sofia zicea: "Eu vreau doar ciocolată și prăjituri. Mie nu-mi plac legumele." Prietenii ei, Alex și Maya, se întâlneau adesea cu ea și încercau să o convingă să mănânce sănătos. Într-o zi, au decis să organizeze un picnic în parc și să aducă mâncare sănătoasă, pentru a-i arăta Sofiei cât de distractiv poate fi să mănânci legume. "Sofia, vino mâine la picnic, o să ne distrăm grozav," a zis Alex. Sofia, dorindu-și să se distreze, a adus un coș plin de prăjituri delicioase, dar prietenii ei aveau o surpriză pentru ea. Când au ajuns în parc, au desfăcut coșurile lor și au început să scoată toate bunătățile sănătoase. Salate colorate, morcovi tăiați, roșii zemoase și multe fructe delicioase. "Uite, Sofia, ce de mâncare bună am adus," a spus Maya. Alex a adăugat: "Prieteni, am citit că dacă mâncăm zilnic fructe și legume, vom fi foarte puternici și sănătoși." Sofia a rămas puțin surprinsă. I-a plăcut ideea de a fi sănătoasă și puternică, dar nu îi plăceau legumele. "Dar legumele sunt plictisitoare," s-a plâns ea. Atunci Alex a avut o idee amuzantă. A început să facă fețe haioase din legume folosind roșiile ca obraj, morcovii ca nasuri și măslinele ca ochi. "Uite, Sofia, acesta este domnul Super Morcov și acesta e capitanul Tomată," a spus el făcându-i pe toți să râdă. Sofia nu s-a putut abține și a început să râdă. S-a alăturat și ea prietenilor, creând tot felul de personaje din legume. Într-un final, a decis să guste din fiecare legumă. Acesta e crocant!" a exclamat Sofia când a mușcat din morcov. Treptat, a început să se simtă mai energică și mai veselă. Prietenii ei au văzut bucuria din ochi și au strigat: "Sofia, ești o adevărată super fetiță sănătoasă!" De atunci, Sofia a început să se gândească tot mai des la alimentele sănătoase. A realizat că au un gust bun și o ajută să fie puternică și energică. Și când s-au întors acasă, a privit cu alți ochi legumele din frigider și a spus: "Bine, poate că nu sunt chiar atât de rele. Aș putea deveni o mofturoasă sănătoasă." Astfel, Sofia a învățat că este important să fii sănătos, iar unul dintre lucrurile importante pentru a avea un corp sănătos este mâncarea sănătoasă, adică multe fructe și legume. Voi ce spuneți, copii? Vă plac legumele?